Conform metodologiei aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, centrele și grupurile catehetice ale protopopiatelor din jurisdicția Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcerului au realizat activități în concordanță cu tema concursului Rugăciunea în viața mea. Cele mai bune proiecte coordonate de preoți, profesori, alături de copii, au prezentat în paraclisul Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica rugăciuni, pricesne, materiale audio-video și expoziții. Ca un covor multicolor și înmirezmat a fost prezența copiilor în acest miez de primăvară înmirezmată din cuprinsul întregii jurisdicții a eparhiei, protoieriile Pitești, Topoloveni, Costești, Mioveni, Curtea de Argeș și Câmpul Lung Mușcel, venind aici cu locurile premiate, felicităm pe toți participanții, mulțumim pentru implicare, pentru că acest concurs a avut o participare foarte numeroasă, în care profesorii, copiii, toți cei care s-au implicat în acest demers catehetic, educațional și cultural și-au adus contribuția creativității, credinței, evlaviei și a aportului nostru strămoșesc. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Primim ajutor divin și sporim în credință. Rugăciunea pură, neînsoțită de dorințe egoiste, aduce adevărate minuni în viața noastră. Astăzi, dobândim fericire. Jurul a avut ca obiective, în evaluarea portofoliilor, cunoașterea învățăturii Bisericii Ortodoxe despre rolul rugăciunii în viața creștinului, experiența trăirii rugăciunii în viața personală și comunitară în biserică, stimularea și îmbunătățirea activității catehetice desfășurate la nivelul parohiei, să se implice activ în viața bisericii. Premiul întâi a fost obținut de parohia Tutana, coordonator preot Mihăiță Dragnea, parohia Crâmpotani, coordonator preot Ion Baciu și școala gimnazială Băiculești, coordonator profesor învățământ preșcolar Cristian Elena Georgescu, cu portofoliul intitulat Rugăciunea, calea spre lumină. Programul proiectului, parcurs cu bucurie și entuziasm de copii, a însumat o serie de activități catehetice, cultural-artistice, sociale și filantropice, punându-se accentul pe cultivarea relației de comuniune a omului cu Dumnezeu și cu aproapele prin rugăciune. Evidențiind rolul, importanța și necesitatea acesteia în viața bisericii și a creștinului, ca legătură și comuniune a omului cu Dumnezeu și cu aproapele, liant între membrii bisericii, condiție în urcușul duhovnicesc. Împletind munca cu rugăciunea, iubirea de Dumnezeu cu iubirea de aproapele, copiii au parcurs cu bucurie și entuziasm toate etapele proiectului, au muncit și au cu o steneală duhovnicească, s-au implicat activ, iar astăzi copiii culeg roadele muncii lor. Primul loc va reprezenta Arhiepiscopia Argeșului și Mușcerului la ceremonia de premiere din 21 mai de la București. Creștine, te roagă cu iubire să fii mereu cu Domnul pentru de mântuire, să te întâlnești cu Domnul în sfânta rugăciune, e darul cel mai scump ce l-ai primit în lume. Mă bucur că am putut participa la acest proiect și îi mulțumesc doamnei Georgescu Cristina că mi-a dat această oportunitate. Acest concurs ne apropie de biserică și ne îndeamnă spre rugăciuni. Ne bucurăm că am avut oportunitatea de a ne apropia de Dumnezeu prin intermediul acestui proiect și cu toții suntem foarte fericiți că roadele muncii noastre au fost încununate cu acest rezultat și mulțumim lui Dumnezeu pentru grija pe care o are asupra noastră. Acest concurs este o experiență frumoasă și educativă. Ne arată cât de importantă este biserica și rugăciunea în viața creștinilor. Eu și sora mea încercăm să mergem cât de des putem la biserică ca să ne rugăm pentru noi, pentru
semenii noștri și pentru sănătate. Nimic nu este posibil fără Dumnezeu. Concursul Național Catehetic Rugăciunea în Viața Mea este organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Educației și se înscrie între activitățile catehetice și educaționale cu prilejul anului 2022, anul omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului și anul comemorativ al Sfinților Isihaști, Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.